Sperăm din suflet ca acest eveniment să fie unul dintre un șir lung de, să fie începutul unui șir lung de, de evenimente. Educația financiară credem că este un element care ar putea face mulți români să fie mai bogați, să aibă încredere în modul în care gestionează avuția. În școală, în general, avem foarte multe probleme, foarte multe exerciții de făcut. Nu știu câte dintre ele ne vor ajuta concret. Din păcate, probabil avem destul de puține exerciții legate de partea financiară, de cum ar trebui să vă gestionați voi finanțele. Și dacă veți înțelege să faceți acest lucru, va fi bine atât pentru voi, cât și pentru familiile voastre. Cu cât educația financiară se dezvoltă, așa cum am spus, cu atât avem șansa să avem un viitor mult mai bun ca țară și nu numai financiar. Cred că aș dori să închei cu un citat pe care aș dori să-l citesc pe Warren Buffett. Este un om care a făcut foarte, foarte mulți bani din cunoștințe și din cunoștințe financiare, mă refer. El spunea, cea mai bună investiție pe care o poți face este investiția în tine. Cu cât înveți mai mult, cu atât mai mult vei câștiga.